Salutare, prieteni! Mulți dintre voi vă întrebați cum să deveniți viral peste noapte. Sau dacă din greșeală sau din întâmplare ai ajuns o persoană publică, cum faci să-ți menții integritatea și continuitatea? Păi, haide să vă spun. România oferă doar câteva căi spre acest succes, dar cea mai importantă dintre ele este gălăgia. De ce o numesc așa? Păi totuși nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ea constă în injurii, balamuc, multă frustrare, prostie, tupeu, bătaie, incultură și cretinism. Și știu că și voi mă aprobați și chiar unii mă aplaudați. Oh, da, mulțumesc. Puteți să o mai faceți odată? Da, mulțumesc. Cum să nu? Cu toții ne dorim să fim aplaudați. Vedem că marile valori ale României se sting în sărăcie și regrete, iar televiziunile fac rating de milioane de euro pe baza escortelor analfabete. Suntem singura țară din lume care, din frustrare și răutate, ne-am ucis cu sânge rece conducătorul. Vă mai aduceți aminte? Poate că mulți nu știți. Ia, haideți să vedem. Credeți că trebuia omorât? Poate că multora le-a oferit un loc de muncă, un acoperiș deasupra capului, o mâncare pe masă. Da, și plus de asta, nimeni nu merită să moară din mâinile altuia. Fiecare suflet iese din trup doar la glasul divinității și doar atunci când își încheie misiunea pe pământ. Suntem singura țară din Europa care a reușit să ajungă la 22 de milioane de avorturi. Și ce înseamnă un avort? E, multe. Dar mie îmi place să-l numesc altfel. Avortul este glasul unui copil care ar fi spus: te-aș fi iubit, mamă. Da, suntem acea țară care ne ținem emblemele și comorile în umbră. Dar despre ce umbră este vorba? E, despre umbra celor care cu incultura lor spiritual-gramaticală, așa cum vedem în videoclipul următor. Eu îmi place să vorbesc de oameni numai de bine. Când ieși și vorbești despre oameni numai de rău, însemnează că ai un rău în tine. Cât și politico-gramaticală. Ia uitați-vă aici. Infirmă cu argumente incontestabile predilecțiile opoziției. Un monument care ne putem în... Caracterizarea cea mai bună ne-o face România. Dinamica exporturilor totale devastând. Și dacă luăm primul exemplu, vedem cum adevărații teologi, care și-au pierdut nopțile cu cărțile în mână învățând pentru examene, care au ajuns la o performanță spiritual-culturală de neegalat, sunt puși în umbră de bărboșii care prin pile și relații au ajuns să dețină locurile calde și sfințite de prin parohiile bogate. Iar dacă ne uităm la al doilea exemplu, vedem cum românii s-au vândut an la rând pentru un litru de ulei și o sacoșică de făină ca să pună ștampila pe cei care i-au cumpărat atât de ieftin ca acum copiii și nepoții lor să plătească atât de scump anii tinereții chinuindu-se prin alte țări pentru un colț de pâine. Deci, nu ăsta e secretul și nici popularitatea care se cere în România. De ce spun asta? Păi, uite că spune unul care a stat printre ei. Oameni buni, faceți-vă trasele și plecați în altă parte. Mai bine slugă în altă țară decât în genunchi în țara ta. Da, până una alta, haideți să ne facem bagajelul de cultură generală, pentru că România la asta are cel mai mare deficit. Bun,
și haideți să vedem adevărata valoare care are succes în România. Sunteți pregătiți? Cum să nu fiți? Pentru că ei au cele mai multe vizualizări. De ce oare? Haideți să vă spun. Pentru că românii stau geană pe ei de dimineață până seara. Dacă nu ar avea vizualizări, ei nu ar exista. Deci, haideți să vedem ce se cere în România. Unde? A, vezi? Vezi? Și acum caută motive ca să mă las, să mă las pe tine, dar nu mă las. Așa e, Loredana, mă îmbrac după tine, ești modelul meu în viață. Da, poate nu sunt modelul tău în viață, nici n-am nevoie să fiu modelul tău în viață, pentru că nu-mi place ce viața ai. Ai prostit o grămadă de tinere, fetiță. Bine ați venit, bună! Hai, gata, nu, mă rog, nu! Dar o să căutăm faza dacă facem. Fraților, oamenii foarte deștepți sunt rari. Ați observat cât de copleșitor e numărul inculților analfabeți din lume? Nu râdeți, haideți să nu-i disprețuim. Proștii sunt necesari oamenilor inteligenți, tot așa cum oamenii cinstiți sunt necesari excrocilor. Proștii calmează și odihnesc inteligențele obosite, dar cel mai grav este când sunt prea mulți sau prea proști. Deci, dacă doriți să ajungeți virali în această țară și să fiți luați ca exemple, faceți ca ei. Pentru că, la un moment dat, aceștia vor îmbătrâni și na, trebuie să-i urmeze cineva. Dar să nu ne facem griji, pentru că are cine. Și pun pariu că deja v-ați întrebat. Dacă tot v-ați spus întrebarea, haideți să vă arăt. Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, vreo 11, suntem vreo 9 inși. Atât să mai vină niște copii acum din oraș, că s-au plecat după... În general, câți? 6, 7, nu știu cât sunt acum, că nu mai știu pe toți. În casă, cât locuiesc? Nu, cât sunt acum? 5. Cât stau în casă? Câte persoane? 9, 10, când sunt acasă mai mulți, sunt 12, 13, când suntem cu toții. Că așa este, că n-are un să ducă copiii mei. Da, i-ați văzut? Ei vin cu putere din spate. De ce? Pentru că fac câte 10 copii, 9 copii, 12 copii, 10 copii, iar oamenii echilibrați și inteligenți au ajuns să facă unul, maxim 2. Mă uitam zilele trecute că sunt câțiva antreprenori și speakeri motivaționali în România, chiar foarte buni, dar care au apus prea repede. De ce? Păi, într-o țară care predomină pălămida, florile se vor sufoca repede. În schimb, Occidentul apreciază mentorii spirituali precum Joe Dispenza, Sadhguru, Denzel Washington și lista poate continua. Dar în România, când vine vorba de doctorul Constantin Dulcan, de Maria Boldea sau de Edith Cadar, oamenii strâmbă din nas. Sunt multe de spus, dar nu vă mai plictisesc. În fine, ca și concluzie finală, societatea ar trebui să fie atentă pe cine scoate în evidență, că mai târziu acei oameni ne vor reprezenta. Deci, în urma videoclipului de astăzi, voi alegeți ce exemple și repere vă luați în viață. Noapte bună, România!